Doamnelor și domnilor, sau cum spuneam eu, domnilor și domnilor, am ajuns în sfârșit la proba costumelor de baie. Sperăm că v-ați luat o băutură rece acolo în fotoliu sau în canapele și să le priviți cu atenție pe fete, pentru că, da, le-am dezbrăcat în costume de baie, pentru că suntem pe plajă și ne permitem, evident. Vremea ne permite. O invit pe prima concurentă alături de noi către defilare, și anume Bianca Chereși din Câmpina, concurenta cu numărul 1. Am spus despre ea că are 17 ani și se află la Miss Plaja pentru a căpăta o experiență nouă, ne-a spus ea. Se caracterizează ca fiind sinceră, iubitoare și prietenoasă. Cu numărul 2, Alexandra Chiriac din București. Concurenta noastră în vârstă de 23 de ani a venit la Miss Plaja ca să se distreze, este talentată la dans și își dorește să devină jurnalistă. Poartă numărul 3, Georgiana Diaconu. Vine din București, are 16 ani și se caracterizează ca fiind ambițioasă, optimistă și curajoasă. Își dorește să devină model. Ca și concurenta următoare, cu numărul 4, Gianina Dumitru, din București. Este ambițioasă, miloasă, optimistă. Își dorește să devină model, după cum spuneam, și își dorește să câștige, evident. Cu numărul 5 în concurs, Georgiana Beatriz Muscalu din București, în vârstă de 17 ani, își dorește să devină avocată, iată. Se caracterizează ca fiind sociabilă, ambițioasă și optimistă, iar dacă ar fi pentru o zi președinte, ne spune că ar schimba multe în învățământul românesc. Cu numărul 6... concurenta noastră este ambițioasă, optimistă, prietenoasă. Este vorba despre Natalia Madalina Bălănean din Zalău. Își dorește să devină polițist. Foarte, foarte drăguț, mai ales că am întâlnit multe deja doamne polițiști pe stradă. Te cam opresc, nu? Mă cam opresc, da. Poartă numărul 7 se numește Crina Viziru și vine din Tulcea. Crina are 19 ani, vrea să devină hairstylist sau model, dacă ar putea să îmbine aceste două joburi, ar fi minunat. Este prietenoasă și amabilă, ne spune ea. Învățătoare, studentă, model, e vorba despre concurenta cu numărul 8, Flavia Maria Vlad din Megidia. M-am uitat cum mai atent pe fișa ei și ca planul de viitor își dorește să devină profesor universitar. Mult succes! Cu planuri în modeling în lumea aceasta atât de dorită, vine Mihaela Cristina Tuchel din Câmpina, concurenta cu numărul 9, are 16 ani și da, a scris în principal aici în fișa ei că vrea să devină model. Este ambițioasă și inteligentă, se caracterizează ea. Dumitrașcu Ștefania din București, concurenta de 10 sau cu numărul 10, este în vârstă de 19 ani, își dorește și ea să devină model, respectoasă, ambițioasă. Îi plac tatuajele, se vede cu ochiul liber. Și atenție, rebelă. Iată răspunsul pentru tatuajele pe care le-ai observat. Numărul 11, Loredana Crețu din Comănești, are 23 de ani și dacă o întrebi cum s-ar caracteriza, îți va răspunde așa: frumoasă, optimistă, ambițioasă și îmi doresc să devin un model de succes. Îți dorim succes! Monica Pop și Loredana. Îmi place mie cum sună numele fostei mele profesoare de oftalmologie. Regizoarea de teatru din acest concurs este sociabilă, energică, ambițioasă și își dorește să călătorească. Îi mulțumim frumos! Ana Maria Buta, numărul 13, să fie cu noroc, Doamne ajută! Din Petroșani, are 20 de ani și s-a înscris la Miss Plaja pentru a câștiga, evident, dar și pentru experiență. Se caracterizează ca fiind încrezătoare și ambițioasă. Cu numărul 14, Andreea Alexandru din Ploiești, este timidă, dar optimistă, amabilă și își dorește, evident, să devină model. Maria Cosmina Coviț, poartă numărul 15 și vine din Iași. Are 17 ani și își dorește să devină psiholog. Este comunicativă, optimistă și pozitivă.
a venit la mare pentru a-și face prieteni și pentru a se distra. Bianca Bulai, numărul 16 din Mangalia, chiar dacă acum este artist tatuator, visurile ei se îndreaptă către o carieră în design vestimentar. Roxana Stoican are 17 ani și vine din Arad. Își dorește să devină model de succes. Are 26 de ani, probabil face asta de ceva timp, pentru că în fișa ei sunt trecute prezentările de modă ca punct forte. Alina Balcanu, din Bacău, concurenta cu numărul 18, este antrenoare de fitness, dar visează să devină stewardeză. Este perfecționistă, optimistă și amabilă. Mihaela Ioana Miclea este din Arad, are 24 de ani și ne spune că este foarte orgolioasă, dar este plină de viață. Vrea să devină cântăreață, deci iată, are talent vocal. Cu numărul 20, Ionela Tiseliță din Arad, are 18 ani și își dorește să câștige Miss Plaja. Dacă ar fi pentru o zi președinte, ar mări salariile. Generoasă, nu? Andreea Ciucă, poate să înceapă cu noi. Numărul 21 este din Vâlcea și se caracterizează ca fiind carismatică și ambițioasă. Ca planuri de viitor își dorește să-și deschidă o firmă, dar nu ne-a specificat domeniul. Mihaela Gabor din Vâlcea, concurenta cu numărul 22, are un nume predestinat fiindcă își dorește să devină polițistă. Așadar, era mult succes. Ronela Mureșan este din Jibou și poartă numărul 23 în concurs. Iată, este majoră, are 18 ani și vrea să devină, evident, polițistă ca și prietena ei. Se caracterizează ca fiind optimistă și înțelegătoare. Maria Cristina Bunea din București este ambițioasă, veselă, modestă, adoră să fie pozată, își dorește să devină model și ce să vă mai spun despre ea, că a venit la concursul Miss Plaja ca să capete o experiență nouă. Și Ana Maria Mastan, următoarea concurentă cu numărul 25, adoră ședințele foto, dar vrea să devină handbalistă. Iată, a venit la Miss Plaja ca să se distreze și să lege prietenii noi. Roxana Ioana Bivol din Suceava, concurenta cu numărul 26, penultima din concursul nostru, își dorește să-și deschidă o afacere și dacă ar fi pentru o zi președinte, ar mări alocațiile. Ultima, dar nu cea din urmă, Bogdana Micu din București, numărul 27. Domnilor, nu fiți triști, le veți vedea în continuare pe fete în costume de baie, dar eu zic să ne bucurăm de prezența Bogdanei. Își dorește să-și deschidă o sală de arte marțiale, ne spune ea, deci probabil practică acest sport din copilărie. Eu zic acum să le vedem pe fete defilând pe frumoasa plajă de aici de la Mizet, iar ulterior le vom vedea și dansând, fiindcă mai avem invitații internaționali aici, doar la Miss Plaja 2019. Le-am promis domnilor o defilare de excepție în costume de baie, deci se pot bucura chiar acum de ea. Vámonos pa' la playa, vámonos pa' Mamaya, a disfrutar de este ritmo y el sol, el sol. Ven y disfruta este ritmo latino, como a ti te gusta y te encanta bailar, bailar. Estás de estilo sabroso y caliente, que lo baila mi gente, rico, suave y sazal, sazal. Yeah.